Video-ul ăsta o să vreau să numească adevărul despre falsitatea mea pe YouTube și e un lucru pe care simt să-l spun față de voi și să dau puțin așa din culisele vieții mele și a ceea ce prezint aici pe YouTube. Pentru că uneori simt că eu față de mine cumva sunt fals și că automat sunt fals sau față de comunitatea care mă urmărește aici pe YouTube. Și e un lucru care nu-mi displace și pe care chiar pot să zic că îl urăsc la mine, deși nu-mi place termenul ăsta, urăsc. Uitându-mă peste trecut sau peste anumite lucruri, sunt puncte în care pot să văd că nu sunt așa congruent cum aș vrea să fiu cu propria mea identitate. Și e un topic puțin mai din culise, puțin mai în afara mainstream-ului, dar cumva simt datoria asta de a vorbi despre lucrul ăsta aici pe YouTube cu voi și a vă spune care sunt lucrurile mele. M-am gândit dacă să fac video ăsta sau nu. Am zis că, băi, fuck it, nu contează, hai să-l fac, n-am nimic de pierdut și dacă, de ce mi-e frică până la urmă să fac video-ul ăsta. Pur și simplu, o să intru și o să am câteva idinutate, dar o să le scot din creier așa cum îmi vin să dau aici pentru voi. Pentru început, doar vreau să vă mulțumesc pentru comentariile la video anterior. Seria de obiceiuri ieftine de milioane pare că e cerută și sunt din ce în ce mai inclinat să o fac. Probabil o să fac în continuare și video-uri cum a fost video anterior cu lecții gratis de milioane, că v-a plăcut și video-ul respectiv foarte mult și am văzut comentarii foarte faine și mă bucură foarte mult. Vă mulțumesc că vă uitați la mine și dacă mă urâți după video ăsta e ok, dacă nu, la fel de bine. Și aștept la voi un comentariu să-mi spuneți ce părere aveți despre subiectul de aici. Acum, eu am început să fac YouTube acum 5 ani de zile. Care-i faza? Care-i treaba cu acest vlog? Ideea e că o să merg în America să lucrez la Google. Era undeva în 2017 când plecam pentru prima dată la Google. Toate videole mele sunt pe YouTube în momentul de față, de când am început. Puteți să vedeți cât de prost, nu-mi place cuvântul ăsta. Puteți să vedeți cât de începător era, mai să o pun așa. Aștept orice fel de idei, sugestii, comentarii, feedback. Nu-mi prea-mi plac haterii, așa că dacă... Cât de începător eram la începutul meu pe YouTube. Că vorbeam primul meu video în camera mea de cămin, am filmat vreo 3-4 ore ca să trag alea 2 minute de video. De atunci am progresat foarte mult. Pe mine YouTube m-a ajutat foarte mult în toate planurile vieții mele, și dezvoltarea personală, dar și în business și în multe, multe aspecte. Mi-a deschis foarte multe uși. Pentru asta sunt foarte recunoscător. Pe tot parcursul meu pe YouTube, în ăștia 5 ani de zile, eu m-am schimbat foarte mult ca persoană. În schimbările astea ca persoană trece așa prin niște văi, prin niște culmi, prin niște iar, niște văi. Și sunt puncte în care te întrebi, bă, cine sunt eu de fapt? Pentru că în momentul în care te schimbi ca persoană, dai jos niște măști, niște identități false sau niște moduri în care o obișnuiai să operezi, care dintr-o dată nu mai stă acolo, pentru că dacă se produce o schimbare cumva în tine, se produce și o schimbare și în modul în care ești expus mai departe în social media. Și am simțit nevoia să adresez subiectul ăsta față de voi. Eu îmi dau în primul rând seama lucrul ăsta față de mine și simt că uneori mă mint eu pe mine. De multe ori fac chestia asta și sunt foarte, creierul meu e foarte bun la seminții el pe el. Automat fac treaba asta și față de voi aici și față de pe conținutul pe care îl fac. De multe ori stau și îmi pun întrebarea asta, bă, eu fac YouTube-ul ăsta, dar cât din impactul meu sau dorința mea de a face video pe YouTube vine din dorința de a obține apreciere de la oameni și de doar a fi văzut și a fi important și whatever și numere și așa și cifre și like-uri și dopamină de asta falsă, cât e de fapt dorința de a ajuta cu adevărat oameni, știi? Pentru că la început eu cu asta am pornit, cumva a fost o dorință de a ajuta oameni și în continuare e acolo, dar o să admit aici că uneori, băi, sunt prea obosit să mă gândesc la chestia asta. Și atunci sunt momente în care pur și simplu fac chestia asta mecanic pentru că e un proces și trebuie să fac și în momentul ăsta punem 7 videouri pe săptămână, un video la mine pe YouTube, mai punem 2 videouri pe canalul lui Raul, adică producem foarte mult conținut și e foarte greu uneori în unele momente să fii 100% dedicat, că bă, da, vreau să ajut oameni și cumva uneori devine tranzacțional, vreau să fac un video pentru că... Și după aia intri și în jocul ăsta de YouTube în care, bă, dacă faci videouri de genul probabil sau videouri cum îmi place mie să le fac așa pe esență, oamenii nu o să te uită la ele. Și e cumva o chestie asumată, ok, vrei să faci pentru view-uri, atunci trebuie să bagi un clickbait acolo, trebuie să alegi... Adică e cumva o rețetă prin care să faci vizualizări pe YouTube, să faci un clickbait, să bagi niște drame, niște chestii pe acolo ca oamenii să se uite.
Și apare pentru mine, eu cumva urăsc chestia asta, în același timp e jocul pe care trebuie să-l joc, știi? Și joc, eu am o vorbă, joacă după regulile lor, dar nu le adopta. Și mi se pare că atunci când intri într-un joc, când intri în horă, cumva trebuie să o joci, pentru că de asta intri în joc. Și atunci când faci YouTube, cumva trebuie să ții cont și de lucrurile astea, pentru că de asta faci conținut, ca să ajungă la oameni și să-i ajuți, dar în același timp nici nu vrei să dai în extrema cealaltă. Și unde găsesc linia aia fină între în a ajusta cât mai mult sistemul ca să aducă cât mai multe reward-uri, viewers, versus a fi tu cu adevărat și fără a încerca să faci treaba asta. Și chestia asta se joacă cu mintea ta, pentru că ce nu se vede poate foarte clar aici pe cameră e că eu, începând să fac YouTube, am început să devin un personaj. Adică a început să se contureze în mine, în fața voastră aici, de fiecare dată când filmam, început să se contureze un personaj. Cristi trebuie să fie așa, așa, entuziasm, vai, pentru că vedeam cumva că oamenii atunci când mă vedeau pe stradă ziceau că, bă, îmi place mult entuziasmul pe care tu l-ai, cu toate că eu n-am entuziasmul ăsta non-stop în viața mea, adică am și zile foarte proaste, am și zile de tristețe și așa mai departe. Și, dar normal că atunci când filmez pe cameră 5-10 minute, 20 de minute, atunci vii cu mult entuziasm. Nu mai eram eu 100% cel care apărea pe cameră, ci apărea un fel de masca mea, un fel de personaj pe care începeam să-l construiesc ușor, ușor, ca să îl arăt oamenilor cu speranța că o să fie plăcut. Și mi-era frică să arăt cumva schimbările care se petrecuseră în mine, pentru că automat evoluez și am evoluat destul de mult, și mi-era frică să arăt chestia asta, pentru că oamenilor s-ar putea să nu le mai plac așa mult de omul Cristi care s-a schimbat și are poate alte percepții decât avea omul pentru care ei s-au abonat. Treaba asta acum e mai clară pentru mine uitându-mă peste ani în spate, dar atunci nu era deloc clară și o faci inconștient și trăiești cu oarecare presiune care stă pe tine asupra lucrului ăsta, pentru că vrei să oferi oamenilor ceea ce le-ai promis. În același timp apare un teatru din ăsta care nu e foarte ok și mă uit în spate la unele videouri și îmi dau seama că eram prins în capcana asta, dar nici nu știam, nici nu eram conștient, simțeam că ceva nu e 100% ok, dar nu știam exact cum să exprim treaba asta și credeam că așa face toată lumea sau că asta e un mod normal de a fi. Și sincer, nici acum nu mi-e foarte clar. Nici acum nu mi-e foarte clar, pentru că mai maturizându-mă, YouTube-ul pe mine, prin chestia asta, m-a ajutat să-mi dau seama că de fapt eram un personaj și sunt în continuare, în mare măsură, un personaj în multe aspecte ale vieții mele. Adică eu, în funcție de persoanele cu care mă întâlnesc, o să am un comportament diferit. Dacă mă întâlnesc cu părinții mei, o să am un comportament pentru părinții mei. Dacă mă întâlnesc cu echipa mea, o să am un comportament pentru echipa mea. Dacă mă întâlnesc cu clienții mei, probabil o să am un alt comportament. Și cumva, cred că de-abia acum sunt într-un proces în care ușor, ușor ajung la un numitor comun și reușesc să sparg filtrele astea și să găsesc un mod de a fi pe care să fie congruent și să fiu la fel cam cu toată lumea. Pentru că modul ideal în care vrei să fii cu oamenii nu e să fii diferit, adică așa, asta e aspirația mea, nu vreau să impun asta nimănui, dar cumva aspirația mea e că, bă, vreau așa cum sunt eu cu mine în privat, așa vreau să fiu și cu alți oameni, indiferent de persoana cu care vorbesc. Eu îmi dau seama că până acum n-am fost 100% așa și că aveam diverse filtre și diverse moduri în care mă raportam la alți oameni, ceea ce e și normal pe alocuri, dar în același timp e o chestie care nu-mi place la mine, știi, să am filtrele astea și toate gândurile respective. Ăsta e un aspect. Aici pe YouTube, prin faptul că e foarte puțin conținut, 5-10 zile din viața, 5-10 minute din viața de o săptămână de om e super puțin, apar niște goluri în personalitatea unei persoane. Și golurile respective sunt umplute de audiență, sunt umplute de voi. Poate chiar asta e magia, dar și blestemul YouTube-ului, pentru că eu prezint aici niște lucruri care reprezintă automat un subset din viața mea și din toate trăirile mele, pe care voi mai apoi le interpretați pentru viața voastră și poate asta e de ajutor pentru voi, cum fac și eu când mă uit la alți creatori sau mentori de-ai mei, și poate le interpretați într-un mod bun sau poate le interpretați într-un mod negativ, dar fără să aveți cumva întreg contextul pe care eu îl trăiesc. Poate asta e magia pe care o prezintă YouTube-ul. Ceea ce mi-a plăcut pe YouTube e că aici am stabilit niște reguli foarte clare cu mine, în sensul că eu am trei aspecte în viața asta. Am o viață publică, am o viață personală și am o viață de business. Viața publică e ce apare aici pe YouTube. Viața mea personală, de exemplu, relațiile mele sau familia mea sau lucrurile astea pe care se întâmplă în viața mea, astea niciodată nu le-am pus pe YouTube și am vrut să le țin în privat.
din punctul ăsta de vedere și cred că ăsta e un lucru foarte sănătos pe care l-am făcut. La fel, chestiile care se întâmplă pe business. Pe business sunt diverse greutăți pe care le ai, normal, apar probleme, apar fel și fel de lucruri. La fel, lucrurile le povestesc pe YouTube, dar le povestesc cu oarecare întârziere, în momentul în care reușesc să înțeleg ce se întâmplă, să înțeleg punctul în care sunt ca să pot să dau mai departe o poveste. Că asta e puțin mindfuck, că nu prea poți să povestești o poveste în timp ce tu o trăiești. Cumva trebuie să aștepți să se încheie povestea respectivă, să se încheie arcul narrativ ca să poți să spui povestea, să poți să spui concluzia unei povești. Altfel ai doar integra și desfășurarea acțiunii și ce ai povestit, că nu prea ai povestit nimic, nu are rezoluția aia finală. Prin faptul că nu povestesc lucruri din viața mea personală, eu am zile în care sunt mai trist, de exemplu, sau perioade în care sunt mai stresat, destul de multe, că viața de antreprenor îți aduce o grămadă de astfel de episoade. În momentul ăla, eu cumva, prin natura ceea ce fac, nu prea am voie să fiu așa pentru lume. Adică aici, pe YouTube, eu trebuie să vin, nu vreau să vă dau vouă tristețe sau anxietăți sau mai știu eu ce, vreau să vă dau energie, vreau să vă dau pozitivitate și atunci trebuie să joc puțin un teatru și din punctul ăsta de vedere, pentru că uneori poate n-am chef, pur și simplu n-am chef să filmez un video, dar trebuie să fiu prezent, trebuie să o fac, pentru că asta mi-a propus și asta e un lucru pe care mi-am setat și dacă e un lucru de care mă țin, e perseverența asta. Și atunci vin și apar aici în fața voastră, chiar dacă e o perioadă dificilă uneori, apar și trebuie să apar cu energie pentru că nu vreau să împrăștii negativitate în jur, dar asta creează din nou o oarecare teatralitate. Dar asta se întâmplă cumva în viața mea pe de-a întregul, că mă duc și cu echipa, de exemplu, dacă am o perioadă mai nașpa sau așa mai departe, eu tot trebuie să-i ajut pe ei, tot trebuie să-i ajut să crească, tot trebuie să fiu acolo, tot trebuie să împart energie și am observat că viața m-a pus în colțul ăsta în care nu prea contează așa mult ce am eu personal, că trebuie să eman mai departe energie, ceea ce e destul de costisitor uneori, destul de obositor, dar în același timp e și un ajutor că te șlefuiește și te ajută să te detașezi de lucrurile care te întristează. Și acum, de exemplu, sunt mult mai mult la tristețile astea banale pe care le aveam înainte, sunt mult mai detașat de situație, sunt mai calm și am învățat să mă relaxez mult mai ușor, să nu mai mă atașez de stres așa mult, pentru că stresul cumva am observat că e mai mult o chestie pe care de multe ori e și amplificarea mentală pe care o dai mai degrabă decât cauza lui. Și dacă te detașezi de amplificarea mentală, cumva am devenit mai relaxat prin chestia asta. După aia e și cealaltă chestie, că având făcând YouTube, apărând bariera asta clară în care, băi, nu împărtășesc anumite lucruri personale pe YouTube sau în fața comunității, automat apare falsitate, pentru că n-ai cum să fii 100% real, e ceva fals, dar în același timp e bine, pentru că dacă aș intra cu contentul ăsta în toată viața mea, aș simți că aș trăi viața mea doar ca să fac content. Și asta mi se întâmplă de multe ori și poate chiar și în relație cu unii prieteni, când mă duc undeva și fac story-uri pe Instagram sau așa mai departe, parcă capă magia aia acolo, parcă e o viață tranzacțională, trăiesc, ok, mă duc acolo ca să fac un story, ca să, nu știu, să fac content și pare că e tranzacția asta, nu mă bucur de momentul respectiv, că sunt cu oamenii respectivi pentru că fac un story. Și atunci ce am încercat în ultima vreme e pe de-o parte să las mai mult deoparte social media și chiar mi-am impus ca ori de câte ori plec într-o excursie, am 2-3 excursii în care plec anual, în excursiile nu fac deloc conținut, pentru că dacă ați făcut vreodată Instagram sau conținut și faci asta constant și trebuie să pui nivelul ăsta de conținut pe care eu îl pun în fiecare săptămână aici și încerc să-l dau pentru voi, în momentul respectiv viața ta e filtrată prin content, adică eu efectiv unde mă duc pe stradă tot timpul îmi curg idei în cap și văd diverse lucruri pe care le transform în conținut, îmi notez idei de reel-uri, îmi notez idei de video-uri, cum discut cu cineva, asta ar fi o idee bună de video. Și toată viața mea se transformă în a filtra realitatea din jur în conținut care ca să pot să mențin nivelul ăsta de producție de conținut săptămânal. Mai departe, lucrul ăsta se duce și mai adânc în întrebarea, ok, de ce spun ceea ce spun aici pe YouTube? De multe ori am avut darul ăsta de a mă edita pe mine an la rând și a vedea exact ce spun. Și întrebarea e, spun ceea ce spun cu cea mai bună intenție ca să ajut oamenii sau spun ceea ce spun, fac videoul ăsta doar ca să cresc în statut și ca să cresc, să-mi umflu ego-ul și să mă aprecieze oamenii. Uite, de exemplu, când am făcut videoul ăla în care am anunțat că am făcut primul 1 milion de euro pe business, scriam scriptul la el sau, mă rog, nu sunt neapărat script, doar ideile principale și îmi dădeam seama că, bă, pe măsură ce scriam scriptul respectiv, unele lucruri le scriam dintr-o dorință din asta de a arăta cine sunt și ce am realizat.
la fel și cu oferta la Google și așa mai departe și după aia trebuia să am un dialog interior cu mine, bă, de ce naiba fac video-ul ăsta? Fac video-ul ăsta să mă laud sau fac video-ul ăsta ca să inspir pe cineva? Și ăsta e un dialog care e omniprezent în mine de-a lungul timpului și nu sunt neapărat mândru de chestia asta, nu știu dacă e o chestie neapărat normală, tind să cred că toți oamenii o au și cred că e o chestie cu care mai degrabă trebuie să învăț să conviețuiesc și să o folosesc ca să mă șlefuiesc pe mine spre mai bine. Adică asta e concluzia pe care o am. Știu că discutam cu Cristian Tudor Popescu la un moment dat. Nu l-am cunoscut personal, asta e o poveste faină. Eram într-o saună în București și dintr-o dată lângă mine mă nimeresc cu domnul Cristian Tudor Popescu. El nu mă cunoștea pe mine, dar am îndrăznit să intru așa în vorbă, să întreb unele lucruri din experiența lui, el văzând mai mulți oameni care au fost pe creatori de conținut și care au venit, care au plecat în lumea asta și el însuși în sine fiind o personalitate publică care, mă rog, a făcut niște lucruri la viața lui. Și mi-a zis chestia asta legată de orgoliu că, băi, întotdeauna o să fie orgoliu la mijloc acolo. Întotdeauna o să fie orgoliu și nu ai cum să-l stârpești de tot, ci cumva trebuie să fii conștient de el. Cam astea a fost cuvintele lui mare, nu vreau să-l citez. Și de asta zic că, practic, legare treaba asta față de voi aici uneori poate o să o iau pe arătură sau poate o să fie unele videouri care o să fie înțelese greșit. Cumva sunt foarte atent cu ceea ce scriu și cu ceea ce dau mai departe. Uneori ies puțin aiurea, sunt de acord cu chestia asta. Cumva s-a instalat un fel de obicei în mintea mea ca înainte de orice video pe care îl fac să am așa un fel de întrebare în mintea mea, bă, de ce fac video ăsta? Îl fac pentru că știu că prin topicul fac pentru că vizualizări îl fac ca să zică lumea ce șmecher sunt sau îl fac ca să ajut oamenii și ca să dau ceva mai departe. Și asta, ultima parte, e fundația care îmi place cel mai mult, ideea asta de a da mai departe, pentru că cred foarte mult în ideea asta că în momentul în care dai, fără să aștepți ceva în schimb, cumva oricum se întoarce către tine. Asta e un lucru pe care știu de la tatăl meu, că o să dai și vine în 10, dai fără să aștepți și vine în 10 înapoi. Și practic pentru mine YouTube-ul de la început până acum a tot fost un proces din ăsta în care mă văd pe mine pe cameră și trebuie să decid ce las și de ce las ceea ce spun mai departe pentru voi. Și e un proces ăsta de autocenzurare, dacă vrei așa, dar nu e neapărat autocenzurare, ci mai degrabă introspecție în care mă uit să zic, băi, de ce am zis chestia respectivă? Și sunt foarte meticulos, sau eram mai meticulos, acum cumva sunt mai free flow pe YouTube, dar mă uitam la fiecare frază și încercam să înțeleg, bă, de ce zic chestia asta, de ce mi-a ieșit din mie, din gură treaba asta. Vreau să impresionez sau vreau să capăt ceva de la audiență sau doar vreau să dau lucruri. Mai departe, treaba asta oricum se duce într-o problemă fără sfârșit, că e și dilema asta a egoismului pe care o am, că eu cumva sunt de părere că noi facem lucruri bune în lumea asta ca să ne simțim noi bine. Că nu o să fiu ipocrit aici, adică da, dau lucruri aici pe YouTube, dar mă face să mă simt și bine faptul că ofer valoare pentru voi, chiar dacă nu aștept nimic înapoi efectiv. Știu că oricum o să mă ajute indirect chestia asta pe termen lung, asta e clar în mintea mea, deci e totuși o natură tranzacțională, dar e chestia asta că bă, da, faci bine, dar faci bine e 100% altruist sau faci bine că te simți bine tu cu tine, știi? Și pentru mine, eu sunt destul de acceptat cu chestia asta, că bă, e o chestie puțin egoistă acolo, că da, vreau să mă simt bine eu cu mine, adică fac un bine, dar mă și simt bine cu treaba asta, câștigă toată lumea în ecuația asta. Eu mi-am acceptat cumva natura asta, că bă, da, e normal să mă simt și eu bine și nu e, adică chiar dacă sună egoist și nu sună cel mai înălțător, în cel mai înălțător mod posibil, e un lucru care face parte din natura mea umană. Dacă ajută alți oameni în proces, e perfect, adică e cel mai bun mod prin care să fie egoist cumva, asta mi se pare că sună cel mai bine. Nu sunt niște calități, să zic așa, care îmi fac 100% cinste, dar nici nu cred că sunt unicate în mine, nici nu vreau să fiu pe un piedestal de exemplu, pentru că nu cred că ajută pe nimeni treaba asta și nu sunt acolo, dar cumva astea sunt gândurile mele când vine vorba de creare de conținut și de YouTube. Simt că mi-am luat cumva o piatră de pe inimă spunându-vă toate lucrurile astea. Ce nu mi-a plăcut pe YouTube e că la un dat a venit foarte multă atenție asupra mea și simțeam o presiune din asta mentală că, bă, trebuie să fiu la nivelul ăla, trebuie să fiu la nivelul ăla de perfecțiune, care cumva în mintea mea era atașat de cifre. Când, de fapt, n-ar trebui să fie niciodată atașat de cifre, ar trebui să fiu detașat de asta. Și am reușit să fac asta în ultima vreme. Am reușit să nu mai fie identitatea mea atașată așa mult de
lucrurile astea externe și să fiu eu și asta e efortul pe care încerc să-l am aici și prin video asta să fiu eu cât mai complet și cu bune și cu rele. De ce fac videoul ăsta? Să mă simt eu mai puțin ipocrit poate sau să mă dau jos de pe piedestalul ăsta să nu cumva să credeți că sunt prea perfect pentru că nu sunt. Da, cam asta e și într-o speranță în care am poate mai multă legătură cu voi, mai multă conexiune cu voi din punctul ăsta de vedere. În fine, simt că v-am zăpăcit complet, dar cumva au fost gândurile mele care am vrut să iasă aici către voi. Asta e procesul mai adânc din spatele a ceea ce fac pe YouTube. Sunt destul de obsedat cu a înțelege gândurile și de ce fac ceea ce fac. Mă pun sub lupă constant, uneori pun destul de multă presiune pe mine. Eu îmi doresc să ofer valoare către voi aici, îmi doresc să documentez lucrurile astea pentru că și alții l-au făcut pentru mine și mi se pare că e singurul sens pe care pot să-l am și impact și lucru care mă motivează și îmi dă fulfillment și bucurie pe termen lung. Am simțit să fac video ăsta, chiar dacă v-a plăcut, chiar dacă nu, am vrut să-l dau aici pentru voi. Sunt curios care e părerea voastră, vreau să-mi lăsați părerea voastră în comentarii, orice, chiar sunt deschis la orice și cred că ăsta e un pas bun pentru mine. Sunt deschis la orice, fie că nu vă place deloc ce am zis și mă considerați și mă judecați, vreau să văd judecățile voastre, fie că v-a plăcut ce am zis, vreau să lăsați în comentarii, eventual dacă v-a plăcut dați un like, trimiteți-i poate unui prieten care simțiți că s-ar conecta cu treaba asta. Eu sunt Cristi, vă mulțumesc mult pentru tot, pentru faptul că mă urmăriți. Și că sunteți aici și dacă video-ul ăsta vă ajută, mă bucur tare mult. Salutare!